Bună dimineața București cu Alex Minculescu și Andreea Bratu. 9:30 de minute fix. Sharp. Bună dimineața. Bună Stima, dimineața. Bilurilor. Neața Filip. Neața. L-ați cunoscut un pic mai devreme. Vorbim despre anime astăzi, ediția a 19-a, 4-13 octombrie. Responsabil, ne spune chiar vinovat cu ghilimele de rigoare, cel care a început ca voluntar. Uh -huh, și a director executiv Filip Mănișor. Bună dimineața încă o dată. bine ai venit Bună în matinal. Așa. Neața, Neața. Um, sunt atâtea de spus despre ediția asta, nu știu cum să încep, o să fie cea mai bună, cea mai mare de până acum și uh, am o groază de gânduri despre ce trebuie făcut ca să iasă totul bine, dar sunt sigur că o să iasă și mă bucur că sunt aici cu voi să vorbim despre asta, orice curiozitate aveți... Păi cum spunea și Andreea un pic mai devreme, cum s-a ajuns aici? Ai plecat, uh, ai luat... De la început, așa, mm -hmm. ai urcat pe scară ierarhică, ai plecat ca voluntar. Cum ți-a venit ideea? Cum s-a întâmplat? E o poveste simpatică, pentru că eram... Tocmai intrasem la facultate, eu am făcut calculatoare, n-aveam nicio legătură cu domeniul ăsta, eram fix, cum a zis, destul de timid, nu foarte sociabil, și niște prieteni m-au convins să voluntarim la animes, nu prea voiam. am zis, bine, hai să facem asta... Și am căutat, m-am uitat pe lista de departamente și am încercat să caut cel în care mă gândeam eu că am cel mai puțin contact cu oamenii. <laughs> adică că... stai, e din tine, da. a zis să-mi să fiu 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 da. Erau departamentul de guest, nu știu ce, mâine am trebuie să fac conversație, nu e chestia mea. Și am ales gift shop-ul cumva, mă gândeam eu că asta a fie. a fost complet greșit. Evident, trebuia să vorbesc cu toți oamenii da. care veneau și vindeam. Dar mi-a plăcut atât de mult încât în prima seară am ajuns acasă și am povestit mamei mele așa vreo două ore despre toate cele ce mai minunată experiență de. din lume. Și am rămas voluntar pe gift shop vreo 3 ani, 3-4 ani, după aia am devenit coordonator gift shop, după aia am devenit coordonator a unei cinematograf, și uh, acum 5 ani, am devenit tot așa, am mai făcut câteva chestii și am devenit director executiv la și ai 5 la... ani deja. 5 ani deja. Păi în da. 2009, dacă nu mă, înșel, și exact. început activitatea și în 2019 s-a da. uh, întâmplat. Da. 10 a fost cu noroc. Exact. În cazul tău. A fost, a fost, da. Cum s-a cum s-a schimbat acest festival? Pentru că așa cum am zis încă de la început când te-am prezentat, ai fost acolo de la începutul începutului, Aha. de la cea mai mică ediție de la prima ediție până acum, iată ediția cu numărul 19. Cum s-a schimbat? Ce aveți nou pentru ediția de anul acesta? Eu am fost, de fapt, cred că am fost spectator de la a doua ediție sau a treia Și după aia am avut voluntar, am ratat prima ediție La început, festivalul a fost făcut ca un proiect, passion project, așa, de niște prieteni Și era destul de greu să strângă filme De exemplu, în primul an n-a fost competiție românească În următorul a fost vreo trei filme Acum sunt zeci de uh, filme înscrise și o competiție chiar puternică. Festivalul a crescut încet încet. Pe la pe la ediția 10-12 a ajuns chiar un festival mare. Iar la ediția 15, cred că a fost cea în care am ajuns eu director executiv, devenise așa de mare încât credeam că o să fac un mic burnout după asta. Nu, adică, deși știam totul, când am fost pus față în față, o chestie asta a fost insane. După care a venit pandemia și s-a oprit puțin totul, am devenit mai online, ceea ce a fost și asta un lucru bun. Și acum am început să revenim încet, încet, dar avem principiul ăsta să încercăm să creștem câte puțin, să nu ne aventurăm mult prea mult. Um, dar da, a devenit un festival mare și unul dintre cele mai mari din uh, România, unul dintre cele mai mari din, și din București, evident, și uh, unul dintre cele mai importante festivaluri de animație din zona asta a Europei. Ok. Okay. Să înțeleagă oamenii că nu sunt chiar desene animate clasice, gen Tom da, nu și vă Jerry, desene animate. Da mm. Donald Duck și uh, alte personaje celebre, nici măcar desene care pot fi văzute pe canalele bine cunoscute, care rulează astfel de filmulețe. Cu totul și totul altceva. Hai să explicăm un pic conceptul. În control mm -hmm. ne îndreptăm uh, cu da. genul acesta de animație Asta a fost cumva și. Uh una dintre chestiile care m-a ținut alături de festival, eu eram obișnuit cu cartunături, desenele da. mele uh -huh. din copilărie. Și când am ajuns acolo și am băgat prima dată capul la o proiecție, mi-a explodat capul să văd pur și simplu varietatea de stiluri și de moduri de exprimare pe care poți să le vezi. În animație e foarte, fiecare film e foarte diferit față de celălalt. Pentru că ai stiluri foarte diferite. Poți să iei desenă de mână până la 3D pe calculator până la păpuși. Și uh. mi se pare, iată-mă un pic, Filip, și mult mai uh, ofertant uh, produsul animat decât uh, filmul clasic. Pentru că dacă în filmul clasic depinzi de actori, depinzi de vreme, depinzi de bugete enorme, de scenografie, de decoruri uh, și de subiecte, uh -huh. în animație cred că te poți juca mult mai mult, extrem exact. de mult. Poți împinge la... Mă rog, dacă există o limită în, în imaginația umană, poți împinge departe. Uhum. asta e exact unul dintre lucrurile mele preferate despre animație. Uh, evident există filme big budget Pixar care unde au sute de oameni. Da. Dar fix filmele pe care le vezi la noi, scurmetragele făcute de un student, sunt produsul din pleacă de la un om și el e singurul care lucrează și mâna lui pe foaia aia a exprimat totul. Și e poate mai personal decât orice alt tip de film. Da. <sus> Hai să vorbim despre ce înseamnă ediția cu numărul 19 anime uh -huh. Păi uh, avem, uh, pot să vă zic câteva chestii care sunt diferite anul ăsta. Țara invitată este Italia, o să avem uh, niște retrospective, avem niște invitați speciali. Avem un invitat japonez, uh, Koji Morimoto, un nume destul de mare în zona da. asta anime. Uh, avem uh, foarte multe lucruri, sper să mă aduc aminte <laughs> de ele. Anul ăsta avem un, un concurs care se cheamă Toon Scripts, care e un concurs de scenarii pentru seriale de animații românești. E un curs de dezvoltare și sper ca câștigătorul să se transforme într-un serial pe care să-l vedem în curând la televizor. Avem foarte multe ateliere de animație de copii. Avem evenimentele noastre speciale care sunt deja destul, aș zice, clasice. Creepy animation. Uh -huh. Chiar acolo eram. Care uh, e noaptea e cu evenimente, noaptea cu animații creepy, începe undeva pe la 11, se termină pe la 4, e okay. de cursă lungă. Avem trippy animation care este cu animații puțin trippy, puțin ciudate, reclame din anii 1930 care au fost refuzate, chestii de genul ăsta. Avem music competiția noastră de music videos, care strânge mulți oameni întotdeauna și avem foarte multe lucruri, nu știu, spuneți-mi ce vă interesează și găsesc ceva care e în program. Uite, am înțeles că ediția de anul acesta vine cu o premieră, cu acele animații făcute de elevi, de adolescenți. De adolescenți, de adolescenți, da. hai să ne povestești un pic despre da. chestia asta, că e prima oară când faceți mm -hmm. așa ceva. Pe lângă festivalul ANIMESTE avem și alte proiecte de-a lungul anului și unul dintre cele mai importante se numește Incubatorul de animație. El încorporează toate proiectele pe care le facem pentru liceeni, adolescenți și cuprinde summer schools, talks, alte ateliere. Și anul ăsta, cumva, prin Incubatorul de animație am strâns participanții din ultimii ani care au început deja să facă filme. Și avem prima uh, proiecție de filme regizate de, de animație, regizate de adolescenți, care o să fie în prima sâmbătă a festivalului. Da, primesc o șansă și ei exact. uh, să se exprime până la urmă și să crească și ei organic, așa uh -huh. cum uh, a crescut și festivalul. Am uh, văzut și o secțiune erotică, The Night of Erotic Animation. Uh -huh. Ce înseamnă lumea să nu se ducă cu gândul prea departe că nu este ceva ce uh, este din uh, Nu, din, e, într adevăr din... este o Fiind ca toate proiecțiile noastre de noapte este pentru 18+. Plus, da. Dar um, e mai degrabă despre erotism, erotism. da, senzualitate, dragoste da. în toate formele ei. Nu e pornografie, să nu, nu cineva, nu. să nu confunde lucrurile, pentru că e foarte sensibilă granița, e altceva. Până la urmă exact. și arta și erotismul a fost exprimat atât în pictură, cât și în exact. tot felul de alte elemente culturale. Iată și în cazul de față Animație. Și e unul dintre evenimentele noastre care este sold out întotdeauna. Deci, marți, marți noapte, la ora 11, grăbiți-vă să luați bilete. Um, care este animația pe care tu o recomanzi din, din tot ce ai văzut până acum, din ediția aceasta? O, sunt multe... Um, Prima care ce, îți vine în minte Nu am văzut încă, dar filmul de la deschidere Îl recomand, Memoirs of a Snail De Adam Elliot, cred că îl cheamă pe regizor Și îl recomand pentru că se leagă De el unul dintre filmele preferate Pe care l-am văzut la Animest Am avut o deschidere Acum nici nu mai știu, 8 ani, 9 ani La Cinema Patria Pe vremea când, merge, când încă funcționa Um, filmul se numea Max and Marian Max de același regizor și a fost Sold Out, sau la 4 și a fost un film extraordinar, super emoționant. Uite, a, Andra, Bye. colega noastră l-a da, văzut și el, cred că momentul meu preferat <laughs> din la da, Andra e și în genul ăsta. Merge destul de mult în genul ăsta de, de festival și de colega noastră, de animație. Cum spuneam, nu e o animație comună, e o animație care anunță și cu tot și totul alte tendințe de la un an la altul și vreau să ajung un pic și la discuția legată de inteligența artificială. Okay. În prezentarea ta am inclus și această activitate. Uh -huh. Cum implementăm inteligența artificială în animație? E un ajutor? e un instrument, până la urmă nu locuiește mintea creatorului, dar îl ajută să iasă lucrurile altfel? E un subiect foarte complex <laughs> um, și noi avem un rol ca uh, punct central cumva în zona asta animație și oarecum și a ilustrației în România e o scenă destul de mică în România foarte mult talent, ta, foarte talentați, dar nu așa de mulți încă și avem un rol important și e foarte sensibil întotdeauna cum uh, navigăm chestia asta. De exemplu, am, am, încercat să pornim discuții și uneori chiar am recunoscut că poate noi nu am făcut cum trebuie legat de folosirea de inteligență artificială în ilustrații și în a îmbunătăți poate anumite chestii. Mi se pare o discuție dificilă, dar important de avut, pentru că Inteligența artificială trebuie folosită ca un altă și trebuie să acceptăm chestia asta, că e un lucru pe care îl vom face și ar fi stupid să nu folosim la maxim. Dar trebuie să tragem o linie, să ne dăm seama cât de mult vrem în artă să fie folosit. Pentru că arta nu e ceva ce trebuie, nu e ca munca pe care o facem și pe care vrem să o facem mai ușoară cu inteligența artificială. Arta e ceva ce trebuie făcut din pasiune, și pentru că simți nevoia să faci chestia asta. Acestea fiind spuse, am mulți prieteni animatori care au început să folosească inteligența artificială foarte mult în filmele lor și îi ajută foarte mult să facă chestiile plictisitoare, care altfel le-ar lua foarte multă vreme și, practic, ajută să fie mai eficienți, mai, mai eficienți și mai liberi să fie, să fie creativi. Corect. Înlocuiește practic stereotipia munca aceea, nu exact. neapărat în zadar, dar care la un moment dat poate să plictisitoare, să treneze și să-ți blocheze și spiritul creativ. Adică, exact. în loc să stai să te gândești ce să, să faci pozitiv, stai și în la o, amesteci la o mămăliguță. Mă rog, da. impropriu spus, dar cam pe acolo ne, da. ne, situăm. Iată Ai... un instrument, a zis bine Filip, dar să nu ne sperie treaba asta. Nu va înlocui omul, ci îi va acorda o a treia mână. Sper. ajutor. Să sperăm că doar la asta se va rezuma, să fie de doar de, o a treia de, mână. Depinde de noi. Acum, na. Ce va nu. Trebuie să. Nu intrăm în această discuție. Ai menționat mai devreme uh, animația aici în România, piața animației uh, în România. Cum o vezi? Ce ne lipsește? Spuneai că nu suntem uh, bă, chiar atât de dezvoltați. Nu sunt uh -huh. atât de mulți uh, creatori uh, de, de animație. De ce se întâmplă lucrurile ăsta? ce, ce lipsește țării noastre sau cele lipsește alor noștri ca să se îndrepte spre, spre zona asta? Um, cred că e o, o problemă e puțin istorică, nu, nu, pot să zic că cunosc eu super bine, dar din, din ce știu pot să spun că după înainte de Revoluție era studio Anima Film, care producea majoritatea desenelor, unde era iarăși o gașcă destul de mică de entuziaști, dar care produceau mult. După Revoluție, timp de 10-15 ani n-a mai fost nimica uh -huh. Și asta a fost o mare problemă. Apoi au început să apară um, lungmetrajele Anca e Damian, care e cea mai de succes animatoare din, cea da. mai de succes din România. A început și animesc, care a fost o chestie importantă la unei ATC a apărut animația ca subiect de studiu, dar avem um, avem un început mai târziu. Și asta e o problemă și care se va rezolva în timp, dar e foarte multă creștere. De exemplu, dacă am face un best-of al filmelor din competiția românească din ultimii 10 ani, să zicem, eu cred că ar putea concura de la egal la egal cu orice competiție internaționale. Deci, cele mai bune filme sunt foarte bune, doar că nu sunt atât de multe încă, dar cresc generații noi de animatori și, cum ziceam, și cu incubatorul de animație, noi încercăm să îi ducem puțin către zona asta de animație. Avem mai multe facultăți în țară care au animație. Da, am început deci ne mișcăm mai greu, în mai asta. timid, dar avem un ecart uh -huh. recuperat. Și la polul opus cu... că sunt japonezi. Ja Americanii, japonezi, Americani. din Europa, de exemplu, Cehia, a avut o, o istorie și înainte care a continuat, după Revoluția Puternică. Uh, sunt mult Franța. Franța e foarte puternică pe animație. Franța acum are trimite atât de multe filme, încât la un moment dat trebuie să punem stop câte filme din Franța acceptăm. Pur și simplu ca să avem o varietate mai mare de filme în competiție. Să nu se transforme în anime pentru exact. franța. <laughs> exact. Da, am găsit aici pe site o chestie foarte interesantă pe care n-am mai văzut-o. Sau cel puțin mi-a scăpat mie. Sau poate nu am avut ochi. Code Conduită. Mm. Da. Oh, ce mă bucur că, că spui Serios, de asta. Serios, n-am mai auzit că atunci când ai un astfel de eveniment, să existe un cod de conduită. E o chestie care nu se verbalizează. Poate rămâne în, la lațiunea fiecărea fiecăruia și în educația uh -huh. respectivului să o respecte. Dar în cazul de față, iată, există acest cod de conduită pe care îl puteți parcurge pe site-ul animest. Vă spune un pic despre el. Mă bucur că mă întrebi ceva în care chiar sunt uh, destul de implicat. Um, partea asta cu codul de conduită a apărut... Um ca urma unui proiect. Noi suntem parte dintr-un network de 5 festivaluri din zona asta Europei, se cheamă Animation Festival Network, un network care ne ajută super mult, colaborăm și creștem împreună cumva ca festivaluri. Una dintre activitățile networkului a fost un proiect care se cheamă Keep Festive, care practic își propune să facă festivalurile Safer spaces pentru toți cei care sunt acolo Invitați, public, voluntari Avem foarte mulți voluntari minori um, Ai zice că nu e o mare problemă în festivaluri de film Și într-adevăr nu nu s-au întâmplat chestii E un public uh, educat în da. sensul ăsta Dar mm -hmm. în același da. timp avem petreceri Avem public pe care nu-l cunoaștem Și e foarte ușor să se ajungă la ceva nepotrivit Așa că... Am încercat în ultimii ani să spunem mai clar care sunt principiile pe care le susținem noi, de, de la incluziune până la toleranță, până la safe space pentru toată lumea. Am pus acest cod de conduită și mai mult de atâta, pe în ultima zi de festival, duminică, pe 13, vom avea un talk pe care îl voi modera cu niște invitați din industria de film românească, invitate vreau să spun, pentru că începem să lucrăm la niște. Formăm niște grupuri de lucru în care discutăm puțin despre um, stereotipurile de gen din industria filmului românesc în general, care e și animația, și exact despre ce am spus, despre a face Safer Spaces, despre condiții de muncă și sunt foarte mândru că suntem și noi implicați în chestia asta. Asta nu sună rău deloc. Foarte tare, acest, acest festival și această ediție. Surprinde care fiecare dată cu lucruri interesante care țin și de viața de dincolo de ecran și din viața noastră de zi cu zi. Până la urmă, facem educație, dar trebuie să o punem și la punct, într-un fel sau altul, cu un cod de conduită. Ce mai fi de spus despre ediția 19? Un lucru pe care noi nu l-am pomenit până acum și trebuie menționat. Uite, de exemplu, cum poți participa? Asta se poate afla de pe site, dar hai să ne spui cât de simplu sau de complicat, pentru că sunt niște locuri limitate, presupun. Sunt locuri limitate și mai ales asta e o problemă la evenimentele speciale și la, la competiții. Competițiile, în general, strâng foarte mult public. Competiția se vie la Elvira Popescu și la Cinemateca Eforie, evenimente speciale la Cinemateca Eforie, la Sala Luceafăru. Uh, filmele, în general, la filme, biletele se cumpără online le găsiți pe site-ul nostru, găsiți linkurile. Avem ateliere, zis, ateliere de animație de copii destul de multe care vor fi cu intrare liberă, dar printr-un formular de înscriere, deci okay. părinții se pot uita iarăși găsesc pe site-ul nostru totul. Okay. pentru concursurile pe care organizăm, cum e tu, scripts, cel cu scenarii de animație, mai avem un alt concurs, Speech please pentru filme de animație deja s-au terminat înscrierea, astea erau către profesioniști, să zicem, studenți și profesioniști. Um, și um, uite ceva foarte important și am uitat să menționez. Anul ăsta punem foarte mare preț pe um, accesibilitate și incluziune și mai ales din perspectiva persoanelor neauzitoare. Avem acest proiect care se cheamă Ochii urechi, uh, în care încercăm să facem experiența de festival um, un loc inclusiv și chiar, chiar și pentru aceste persoane. Avem uh -huh. două proiecții cu o intrare liberă în care filmele sunt accesibilizate pentru ei. Asta înseamnă că subtitrările conțin și uh, anumite descriere ale sunetelor care se fac ca să poată să trăiască cumva experiența completă. Nu doar a dialogului. Exact. Uh, deci avem și chestia asta și câteva proiecte în zona asta. Oc și urechi se cheamă proiectul care și găsiți pe site mai multe informații. Oc și noi. Oc și urechi și noi, 4-13 octombrie, anime, este ediția numărul 19, iată, o ediție și mai mare și mai frumoasă, o ediție care uh, pregătește aniversarea celor 20 de... Uite, de fiecare dată când vorbim despre lucrurile astea, cum e animest și cum e faptul că trebuie să splităm așa și să ne împrăștiem prin București, în diferite locații, îmi vine în minte faptul că ar fi trebuit să avem, cel puțin în acești ani, o clădire, un hub cultural în București. Uh -huh. Și avem... avem oh, ce-a fost! Avem exemplul ăsta, nu știu de ce Dumnezeului n-au ochi și urechi și alții. Avem Casa Poporului, care este o lipsă totală de, mă rog, mă rog, acolo e o chestie mare și uneori nefolosită suficient și avem casa radio de lângă noi aici, da, la Eroilor, un loc, un spațiu care aș putut să devină un hub cultural ca astfel de proiecte, cum e Animes, de exemplu, să înglobeze și să țină la un loc uh, un eveniment atât de mare și multe altele uh -huh. în spații comune dedicate lucrurile răstora. Poate, cine știe. E cea mai mare problemă pe care mi se pare că avem an de da, an asta, cu, asta locațiile, cu, locațiile. cu locațiile. Mulțumim foarte mult! Baftă! Mulțumim! Să vă Baftă. așa cum vă doriți. Filip Mănișor, directorul executiv Anime, ediția 19 stă să înceapă. Nu mai e foarte mult. Mai aveți la dispoziție să vă informați, să luați parte, să puneți umărul în calitate de spectator la ceea ce oamenii ăștia fac de 19 ediții în coație și o fac iat, plecând de la ideea că voluntariatul poate să da. ducă Departe, da? De pe cineva Până la funcția de la director, director. Nu -i -i. <laughs> Filip, mulțumim Încă o dată pentru prezență eu. Succes, baftă și Să vă și odihniți, aveți nevoie Ca să puneți la cale ediția cu numărul o, 20 da. <laughs> Una Poate mai tare decât mm -hmm. asta mm -hmm. Mersi mult pentru invitație Cu multă plăcere. Rămâneți în de 10 o România cu Răzvan Petre. Cam atât pentru astăzi Atenție, mâine de la ora 6 Echipa matinalului București FM vă pregătește o surpriză mare, mare de tot. De 1,83 m. De centimetri. <laughs> Bun. Echipa de astăzi, în frunte cu Andra, Dankeșan, Cornel, Andreea, Filip, încă o dată mulțumiri și Alex, vă salută, să aveți o săptămână aveți grijă excelentă. De voi. Aveți grijă de voi pe mâine. Ciao. Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu.